Zile cu atmosferă de primăvară, de asta au avut parte cetățenii din municipiul Drobeta Turnu Severin. Deși este încă iarnă, termometrele arată altceva. Mehedințenii s-au putut bucura de 17 grade Celsius. Temperaturile neobișnuit de ridicate pentru această perioadă i-au determinat pe copii, bătrâni și tineri, deopotrivă, să ia cu asalt centrul orașului Drobeta Turnu Severin, acolo unde razele soarelui, completate de peisajul inedit, au creat o atmosferă perfectă pentru relaxare și socializare. Eu am locuit multă vreme în Maramureș, deci m-am întors numai când mama a decedat, ca să am grijă de tatăl meu, dar aici e bine. Aici e bine, pe lângă alte zone. Și acum mi-au rămas foarte mulți colegi și prieteni în Maramureș, cam ne sunăm destul de des, la ei e ger, zăpadă. Aici am spus uscat, ger, mai bate vântul, dar e bine. E astăzi bine. Vedem soare și foarte frumos afară. E foarte frumos, da. De asta am și ieșit așa. Nu aveam mare lucru de făcut, dar am zis hai să mă mai plimb un pic, că mi-au ajuns două zile de stres. Despre aceste schimbări climatice, vedem, astăzi este foarte cald pentru perioada în care ne aflăm. Clima s-a schimbat pe tot globul. Cum vorbesc așa de încălzirea globală, datorită faptului că concentrația de carbon crește în atmosferă, carbonul dizolvă ghețarii și de acolo pleacă totul. Încălzindu-se ghețarii, se dislocă, pleacă și de acolo se provoacă schimbările climatice. O să ajungem că o să avem deșert. Deja partea sudică a României, vedeți, e cald. Noi n-am mai avut zăpezi de ani de zile. Schimbările, deci, o schimbare completă a naturii datorită încălzirii globale. Dacă pentru adolescenți zilele însorite au reprezentat un motiv în plus de a-și încărca bateriile, pentru adulți și vârstnici, vremea bună a fost un prilej de a ieși cu prietenii, de a socializa. În ultima vreme s-a schimbat meteorologia de la noi, ca să fiu... Să vă spun eu, probabil că încălzirea globală sau eu știu ce Dumnezeu să mai întâmplă, dar în România sau mai exact în zona asta noastră au rămas cam două anotimpuri, primăvara și toamna, sau o toamnă mai aspră și o primăvară tot așa mai aspră, dar iarnă și vară au început să... Vara e foarte scurtă, când te trezești, când e mai cald, odată începe să facă frig. În fine, sunt modificări din ăștia de temperatură. Nu știu să vă spun care ar fi motivul, decât poate încălzirea globală, cum își spune toată lumea. Deși nu vine să cred că e chiar așa de... Da! Sperăm să nu ne afecteze foarte tare. Păi ne afectează la agricultură, da! În fine, trecem și peste asta. Trebuie să ne obișnuim fie cu alte plante, fie cu alte măsuri luate acolo, irigații, eu știu, alte... Ce trebuie făcut în agricultură ca să ai recolte totuși. Cu mic, cu mare, toată lumea se bucură de vremea însorită. Cel puțin calendaristic, iarna se apropie de final. Potrivit meteorologilor, în zilele următoare, prognoza va fi blândă.